Salut! Continuăm astăzi cel de-al treilea tutorial în care vom vorbi despre articole, categorii, etichete și pagini ale platformei WordPress. În tutorialele anterioare am învățat despre FTP, cPanel și instalarea atât manuală cât și automată a platformei WordPress. Azi, după cum bine am spus, continuăm cu articole și restul. Bun. Pentru început vreau să vedem cum arată un articol. Mai exact acesta, Hello World. Este un articol care vine default odată cu instalarea platformei WordPress. Avem un articol, avem o pagină și avem o categorie care se cheamă așa. Hai să vedem care este diferența între o pagină și un articol. Diferența este că pe amândouă putem să scriem, la amândouă putem să lăsăm comentarii, însă un articol nu îl vom putea niciodată adăuga în meniu, pe când paginile, da. Pagina are mai multe template-uri, asta depinde și de temă. Deci hai să vedem Simple Page. Da, aceasta nu are template-uri, dar în unele teme vine, pagina are și ca și template, adică ca și o a doua opțiune, fără sidebar. Așa. Hai să facem un meniu pentru început. Spre exemplu, scriem aici despre noi, ca să înțelegeți mai bine să înțelegeți mai bine diferențele între o pagină și un articol. Deci despre noi, îi dăm publish, să mai spunem aici contact. Așa, hai să mai punem nu știu, testimoniale. Așa. Bun, acum mergem în appearance, la meniu. Și avem aici paginile care le-am făcut mai devreme. Ele au apărut automat. Putem să dăm și pe visual și simple page, hai să o scoatem de aici. Bun, deci avem Home, Contact, Despre noi și Testimoniale. Hai să le aranjăm puțin. Le aranjăm folosind ținând clicul apăsat și le tragem. Le putem face și pe nivele, în sensul ăsta. Și să scriem aici meniu. Așa, meniul a fost creat, apoi îl bifăm această opțiune, adică să apară în Navigation Menu. Și dacă îi dăm un refresh, vom vedea că apare așa pentru că așa l-am aranjat noi. O să vedeți că acum o să apară în toate în linie. Dați. Acesta este meniul. Așa. Aici hai să-i spunem prima pagină. Și dăm save. Așa. Cam asta ar fi cu meniul. Deci am văzut cum să adăugăm o pagină nouă, le putem vizualiza pe toate aici, le putem edita rapid sau în profunzime. Acum vreau să trecem la articole, categorii și etichete. Hai să adăugăm un articol nou și spunem că acesta este primul articol. Și în paranteză vom pune test
să spunem. Iarăși depinde de la temă la temă formatul articolului. Avem standard, aside, audio, chat, gallery, image, link, cut, status și video. Așa, aici vom adăuga textul, îl putem formata folosind editorul de aici. Există plugin-uri care îți oferă mai multe opțiuni. În experiența mea de blogging nu am avut nevoie. Așa. Deci să spunem că aici adăugăm textul. Adăugăm textul. Așa. Apoi selectăm categoria unde vrem să publicăm acest articol. Hai să spunem că noi vrem să facem o categorie nouă și îi spunem categoriei articole. Și add new. Bun. Am rezolvat și cu categoriile. Acum ajungem la etichete. Etichetele ce sunt? Niște cuvinte cheie prin care Google sau alt motor de căutare indexează articolul tău. Spre exemplu, scrie un articol despre cum să faci prăjituri și punem acest titlu, cum să faci prăjituri, adăugăm textul și la etichete eu mă gândesc ce ar căuta un vizitator care vrea să afle cum să faci prăjituri. Evident, este prima dată este chiar titlul, cum să faci prăjituri. Apoi poți să fii mai diversificat, cum să faci prăjituri. 5 minute. Mă rog. Acesta a fost un exemplu nu prea potrivit. Deci, în etichete, noi băgăm cuvintele cheie pe care credem noi că, ar aduce vizitatorii la noi pe site, la noi în articol. Așa. Acestea sunt separate prin virgulă. Și când după ce ai mai multe categorii, mai multe etichete, poți să alegi din cele mai folosite. Ok, cam asta ar fi. Hai să dăm publish, deși nu avem ce vedea prea multe. Și o să vedeți că apare pe prima pagină. Acesta este primul articol. Accesăm categoria, putem să vedem toate articolele care au fost postate în acea categorie. Și cam aceasta ar fi cu, în mare, cu paginile, articolele, categoriile și etichetele. Continuăm să vorbim în tutorialul următor despre plugin-uri, pentru că WordPress are nevoie de ceva module, să le spunem așa, ca să fie cât mai ușor de indexat și ușor de folosit pentru noi, cât și pentru utilizatorii sau vizitatorii noștri. Bun, deci ne auzim curând.